seara. Mă bucur foarte mult că astăzi suntem din nou împreună. Este cea de-a șasea zi a decadei culturii germane în Banatul Montan. O zi deosebită pentru cei care ne urmăresc. O zi deosebită fiindcă în această după-amiază seară, aici la Biblioteca Germană Alexandru Fitz, vom asista la un concert deosebit. Concertul este dedicat împlinirea 25 de ani de la inaugurarea primului spațiu dedicat Bibliotecii Germane aici, pe Bulevardul Revoluției din decembrie numărul 22, în 1995, în octombrie, cu prilejul decadei culturii germane în Banatul Montan din 1995, se inaugura cu reprezentanța administrației județene și municipale și a oamenilor de bine, acest loc pentru a putea veni în întâmpinarea culturii reșițene. În anul 2004 am asistat apoi, tot în cadrul decadei culturii germane, la inaugurarea acestui nou spațiu cultural în care ne aflăm și astăzi. Mă bucur foarte mult că astăzi, în cadrul acestui eveniment, îl sărbătorim pe Beethoven, sărbătorim muzica, sărbătorim împreună cu societatea Metarsis, ceea care în ultimii ani a încântat cu prilejul Festivalului Internațional Savin Păuța. În continuare, o rog pe Camelia Duca, cea care stă în spatele acestui festival internațional, să ne spună câteva cuvinte, nu înainte de a vă spune și un herzlich willkommen in deutsche Sprache, hier am 6. Tag der deutschen Kulturdekade in Banater Bergland, ein Tag der Musik gewidmet. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este o onoare pentru Societatea pentru Cultură Metarsis să fie în această după-amiază alături de Forumul Democratic al Germanilor din Banatul de Munte la cea de-a 30-a decada a culturii germane în Banatul Montan, să felicite Biblioteca Județeană, Biblioteca Germană Alexander Titz la 25 de ani de la înființare, să le dorim celor două entități viață lungă într-un binele culturii din Banatul de Munte și al României. În anul 2014 a pornit cu foarte mare speranță și cu o anumită inconștiență Festivalul Internațional Savin Păuța din dorința de a onora una dintre personalitățile marcante ale României, ale Banatului de Munte, dirijorul, compozitorul, universitarul Savin Păuța. Sigur, trăim astăzi vremuri pandemice care ne-au scos din sfera noastră de confort, vremuri care ne obligă să ne raliem, să putem face față acestor vremuri distopice. Și pentru că anul acesta, în 2020, maestru Savin Păuța a împlinit 77 de ani, pentru că anul acesta se desfășoară a 7-a ediție a Festivalului Internațional Savin Păuța, ne-am propus să marcăm acest festival prin 7 evenimente, în 7 zile diferite, în 7 locații diferite. Mulțumim Forumului Democratic, mulțumim Bibliotecii Județene și Bibliotecii Germane Alexander Titz că ne oferă această posibilitate și în după-amiaza aceasta veți asista online la un recital cameral susținut de doi dintre profesorii Liceului de Artă Savin Păuța din Reșița, este vorba de doamna profesor Diana Florica Suiogan, clasa de violoncel, de domnul profesor George Gassenheimer, de la clasa de vioară, și de un tânăr pianist, masterant al conservatorului Gheorghe Dima din Cluj, tânărul talentat Mihai Cristea. Pentru început, veți asculta în interpretarea trioului Nova Muzica Viva,
compus din cei trei muzicieni, I All That My Love, de Mendelssohn Bartholdy. Iogan violoncel, George Gassenheimer vioară, Mihai Cristea pian. Thank you.
Sonata Primăverii, Ludwig van Beethoven, La vioară George Gassenheimer, La pian Mihai Cristea.
Beethoven, sonatina. Jana Florica Sujogan, violoncel. Latvian. Mihai Cristea.
Sergei Rachmaninov, vocalize. Diana Florica Suiogan, violoncel. La pian, Mihai Cristea. Thank you.
încheierea programului din amiaza aceasta, vă vom oferi Mephisto Vals numărul 1 de Franz Liszt, la pian Mihai Cristea. Thank you.
politicieni să vorbesc. Ce o să spun decât că sunt recunoscător acestor tineri minunați. Mă gândeam câte ore de muncă și de sacrificiu găsesc în spatele unui minut de muzică. Dar ei și-au ales această preocupare ca să ne încânte, să ne facă viața mai frumoasă. Deci nu pot să fiu decât recunoscător. Pentru că ne-au încântat în această dormează și în măsură celor care organizează acest fel de manifestări. Glumeam zile trecute că eu sunt la pensie, m-am retras, adică sunt așa cum fac bătrânii. Dar în același timp recunosc că nu mai am vacanțe și concedii. Pentru că lucrez și duminica și în zi de sărbătoare, dar Dumnezeu mă iartă că știe la fel de bine ca mine că avem alte păcate mai grele decât ăsta că stau eu duminica 10 ore la computer și scriu muzica. Aș vrea să propun un lucru, m-a încântat. N-am știut de dumneata până acum. Tine, îți prevăd o carieră extraordinară. Mulțumesc. Dar cântând Rachmaninov, m-am dus aminte că eu am orchestrat variațiile pe temă de Corelli de Rachmaninov. Nu s-au cântat niciodată. Trebuia să cânte un pianist de grețean sau bolnit. Eu ți-l ofer cadou. Pentru ce ai făcut în bani asta. Deci, asemenea variațiilor pe temă de Paganini, dar el n-a apucat să-l orchestreze. Până acum, în paranteză așa, Rachmaninov a murit în ziua în care m-am născut eu. Poate că înseamnă ceva. Deci, așa cum lumea cunoaște variațiunile pe teme de Paganini, se pot cânta aceste variațiuni pe teme de Corelli cu totul altă. Altă structură, alt mult, alte, dar chiar se pot cânta împreună. Pentru că una ține 18 minute, alta ține 16 minute. Ține mai puțin decât un concert de Brahms. Pot cânta chiar împreună, este, cum să zic, chiar se definesc mai bine, se ajută unul între altul, pentru că sunt foarte diferite ca structură. Una e foarte viguroasă, foarte masculină, cealaltă e mai delicată, mai... Dar cum am spus, nu s-a cântat niciodată. Eu îți ofer, îmi lași o adresă și eu vreau să-ți trimit. Deci, încă o dată, cu mulțumiri pentru toți cei care mă susțin și mă onorează.